Echipa de polo a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a obținut prima victorie în Liga Campionilor după ce a învins cu scorul de 8-3 Steaua Roșie Belgrad. După o primă repriză fără goluri, jucătorii roșialbaștri au încheiat sfertul 2 în avantaj, scor 3-1. Partea a doua a meciului a fost la discreția steliștilor, care au mai marcat de încă 5 ori, în timp ce sârbii au înscris numai 3 goluri. Antrenorul Andrei Iosep consideră că apărarea a fost punctul forte al echipei, iar această victorie este un cadou pentru a avea sărbătorile mai liniștite. În anul 2019, tehnicianul echipei steliste vrea ca adversarii care vor mai veni în bazinul din Ghencea să sufere. Dacă vrei să ai șanse într-un meci, da, trebuie să ai o apărare care să te țină sub 6-7 goluri pe meci. E primordial acest lucru. Iar astăzi noi am făcut o apărare aproape perfectă. O să ne vină cel mai bune echipe de pe continent și aici la noi în bazin. Vreau meciuri cât mai echilibrate, vreau să le punem probleme, vreau ca echipele care vin aici, chit că sunt cele mai bune echipe din lume, să sufere la noi în bazin. Marcator a două goluri în partida cu sârbii, Alexandru Giban crede că în meciurile care au mai rămas de disputat, steliștii mai pot aduna puncte. Suntem mulțumiți de victorie. Important că am câștigat, nu știu, terminăm cu alt, ca să zic așa, al moral acest an. Dacă prindem niște zile bune și am demonstrat că putem face lucrul ăsta și dacă ne concentrăm și va fi totul așa cum ne dorim, poate în aceste două meciuri vom putea obține ceva puncte. Pentru campioana României, următorul meci în Liga Campionilor va fi pe 9 ianuarie în deplasare cu Dinamo Moscova.